În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre spectacolul de stand-up comedy care a avut loc în pub-ul din centru. Materialul despre cele două evenimente de la Brâncovenești și Izvor s-a clasat al doilea în topul audienței. Materialul despre activitățile sportive organizate de Asociația Sportul pentru Toți la Zilele Reghinului s-a clasat al treilea în topul preferințelor internauților. Știrea despre cele două evenimente de la Brâncovenești și Izvor a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dareghin TV. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află materialul despre spectacolul de stand-up comedy care a avut loc în pub-ul din centru. Pe locul 3 în topul preferințelor internauților de Facebook se află știrea despre activitățile sportive organizate de Asociația Sportul pentru Toți la Zilele Reghinului. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.